Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre pasărea turaco. Pasărea turaco face parte din ordinul Musophagiformes, care cuprind circa 20 de specii răspândite în pădurile tropicale din Africa de Sud până la deșertul Sahara. Se găsește în zonele forestiere umede din Burundi, Malawi, Mozambic, Tanzania, Zimbabwe și Africa de Sud. În raza sa de acțiune este întâlnit în pădurile montane și de coastă de la nivelul mării până la 2500 de metri altitudine. Mai este cunoscut în zona sa de baștină ca turaci sau turacos. A fost descris prima dată de naturalistul Gray în anul 1864. Poartă denumirea științifică Tauraco Livingstoni. A fost denumită după Charles Livingstone, fratele lui David Livingstone. Pasărea turaco are o talie mijlocie de la mărimea unui porumbel până la mărimea unui fazan. Duc o viață arboricolă, dar zboară foarte puțin. Deseori este zărit sărind printre copaci și zburând ocazional cu explozii scurte de bătăi ale aripilor și alunecări lungi. Ghearele acestor păsări sunt semizigodactile, cu alte cuvinte, degetul exterior este reversibil, putând fi îndreptat și înainte și înapoi. Cele două degete anterioare sunt unite la o bază printr-o pieliță. Pe cap, păsările au de regulă o creastă formată din pene moi fine, care după specie poate fi mai mult sau mai puțin dezvoltată. Creasta este mai scurtă decât cea a lui Toraco scalo și mai lungă decât cea a lui Toraco knisna. Penajul lor este colorat în verde în cea mai mare parte, dar de la mijloc în jos se închide spre maro închis și negru. Ochii sunt înconjurați de o pată roșie cu două dungi albe. Femela este vizibil diferită față de mascul. Glasul lor seamănă cu râsul omului, lătratul câinelui sau mieunatul pisicii. Turaco sunt omnivori, mănâncă fructe și insecte, dar preferatele lor vor rămâne întotdeauna bananele. Au dimensiunea corpului aproximativ 40-50 de centimetri și o greutate între 260 și 380 de grame. Ating maturitatea sexuală între un an și 2 ani. Incubația durează între 21 și 24 de zile. Fac aproximativ 2-3 ouă odată. Anvergura aripilor este de aproximativ 30-35 de centimetri. Coada are o lungime de aproximativ 15 centimetri. Puii lor sunt ridicoli, având la articulația carpiană o unghie care însă se atrofiază. În dezvoltarea embrionară a păsării, au unele caractere anatomice asemănătoare cu galinaceele primitive. În ciuda faptului că tendința populației pare să fie în scădere, aceasta nu este considerată a fi suficient de rapidă pentru a se apropia de pragul pentru vulnerabil. Mărimea populației nu a fost cuantificată, dar se crede că se apropie de pragurile pentru îngrijorare în conformitate cu criteriul mărimii populației. Au o durată de viață în sălbăticie între 10 și 12 ani. Printre cele 20 de specii de turaco, îl întâlnim și pe turaco violet. Poartă denumirea științifică Musophaga violacea. Ating o lungime maximă de 40-50 de centimetri. Penajul este violet lucios, cu excepția frunții galbene și a coroanei de castan. Acoperișurile urechilor sunt albe, iar ciocul este roșu cu galben. Se găsește în Africa de Vest, Senegal, Nigeria, Ciad și Republica Centrafricană. Consumă fructe, frunze, muguri, flori, insecte și melci. Atât masculul cât și femela au grijă de pui. Mai este cunoscut și cu denumirea de mâncător de pătlagină violacee. A fost descris prima dată de naturalistul Paul Tissert în anul 1789. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!